Of, Alex, dacă ai ști ce greu se pregătești pentru un eveniment... Întâmplarea face că știu. În primul rând, trebuie să-ți calci hainele. Eu spun ce mă, da, cu ce mă confrunt eu. Așa. Trebuie să calci hainele și după ce le-ai pus pe tine, trebuie să stai băț ca să nu le șifonezi. Adică cum stau eu acum? Da. Da, da, să știi că suntem noi așa cum suntem, dar multe sunt cam ofturoase și nu le convine nimic. Te refer la vedete. Da, la doamnele care au trecut prin asta, care deschid ușa dulapului și constată că nu au ce purta. Bine, și mi se întâmplă asta. Atunci mai bine mergeți pe mâna unui specialist, doamnelor, care știe ce nu trebuie să vă lipsească din garderobă. Perfect, aici ar trebui să învăț și eu oare ceva. Hai să vedem. Se poartă foarte mult influențe din anii 20. Paiete, franjuri, pene, pentru rochile de seară sau de cocktail. Se poartă, ce să zic, culori, roșu, verde, roz prăfuit, alb foarte mult. Și pentru cocktail, depinde. Am spus pentru, ați început cu cele pentru cocktail. Haideți să ne arătați aici, să spunem câteva piese vestimentare pe care le putem purta. Da, uite, de exemplu, văd așa, acest body din plasă, îl asortăm cu o fustă din mătase naturală, pe argintiu, da, se poartă mult glitter și sclipici. Tot pentru cocktail puteți alege o rochie. O rochie din piele întoarsă, un roz prăfuit cu spatele semigol, cu un șnur pe talie, este cambrată, lungimea midi, asta este foarte sexy și foarte feminină, cu decolte în față. Sau, pentru un cocktail, această rochie o recomand. Doamnelor care vor să fie foarte sexy, are tot un cut-out lateral, da? Deci este decupată, se vede o parte din lateralul sânului și rest vine cambrată. Catifeaua este recomandată pentru evenimentele unde dress code-ul este elegant. Aceasta este o catifea, o broderie de catifea pe tiul. Este desfăcută în față ca să se vadă picioarele în momentul în care umbli și are un decolte, un V în față și în spate. Se accesorizează cu o curelușă neagră sau... depinde de ce sandale vrei să-ți pui în picioare. Iar dacă preferați rochia neagră, clasică... Am rochie din dantelă, French lace, și are un body pe dedesubt cu pantalon scurt, cu decolte sus și breteluțe fine. Rochie sirenă cu puțină trenă. Să nu uităm de ținutele perfecte pentru toamnă. Avem acest capotul din cașmir, este foarte frumos, se poartă foarte mult în această toamnă. Da, buzunare, da. Mai avem tot cașmir pe bej. Este mai elegant, da. Și este destul de versatil. Este versatil, merge și la jeans, merge și la pantalon, merge și la rochi, chiar la orice. Și pe urmă avem mohair de lână, care eu îl ador. Este un material deosebit, da, acest costum, care merge cu, adică vine cu o curelușă crem pe talie și cu un pantof stiletto. Glamorous, 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 glamorous.